Colega mea, Bianca Drăgan, mi-a spus că îmi va arăta cum să-mi fac din două cămăși una singură, neînțelegând că, de fapt, șmecherie e să faci dintr-o cămașă două, trei sau chiar patru, dacă te duci colo-colo. Bine ai venit, Bianca! Bine te-am găsit, Teo, bună dimineața tuturor! Până să îți arăt acest truc cu două cămăși, vreau să începem cu această cămașă pe care o am cu mine, pe care, după cum vezi, am așezat-o așa cum o poartă toată lumea, modul tradițional. Astăzi vreau să-ți arăt cum poți transforma această cămașă într-un top. Este foarte simplu. Foarte ușor de reținut și de făcut. O să rog pe tine să mă ajut ca de obicei cu microfonul. Așadar, trebuie să îmi dau această cămașă jos și să prind colțurile cămășii, las gulerul aici în față și pun cămașa astfel. Foarte ușor, așadar. Cu capul jos. Exact, cu capul în jos. Tot ceea ce trebuie să fac este să fac aici un nod. O să fac un nod destul de lejer ca să mă asigur că o să-l mai și deschid în această emisiune. Doamne ajută! Așa. Și mânecile le închizi la spate. Nu le închid, doar le petrec și apoi le bag prin acest spațiu care s-a format. Și uite cum... Poți să pleci la club, cum poți liniștită. Să pleci la club, bineînțeles, fără maiou pe dedesubt. Bineînțeles. Bine, dacă e puțin frigus, merge și cu maiou, dar recomandă... Și dacă ai 18 ani, oricum nu te-a văzut mami ieșind din casă îmbrăcat exact. Așa. Exact. În lift corect. Merge. Corect. Așadar, uite cum din două noduri s-a putut forma un top foarte, foarte ușor dintr-o singură cămașă. Acesta a fost primul truc pe care vreau să ți-l arăt astăzi, iar acum urmează cel de-al doilea, truc care, într-adevăr, include două cămăși. Trebuie să avem două cămăși puțin mai lungi. De exemplu, aceasta este mărimea M. Eu, de obicei, port S. Pe care să le împreunăm. Trebuie să fie din același material, nu? Trebuie să fie din același material ca să dea și mai bine. Culorile trebuie să difere. Le încheiem pe fiecare cu fiecare. Foarte ușor. Și ne îmbrăcăm cu ea ca și cum ar fi o singură cămașă. Dar nu e uriașă din moment ce... Este uriașă, dar o să-ți arăt acum cum se rezolvă această problemuță. Trebuie deci sunt două cămăși pe care tu le-ai închis în față exact. Deocamdată. Și cum le-ai prins în spate? Tot cu nasturi. Tot cu nasturi. Îți arăt imediat cum va arăta rezultatul final. Așa. Bun, până aici e clar. Deci până acum pare o cămașă absolut normală. Da. Ceea ce trebuie să facem este să o aducem cât de mult se poate pe față și să luăm aceste mâneci care mi-au rămas. Păi da, că tu ai două mânuțe și patru mâneci. Stai un pic, că uite, făcusem greșit. Așa. Și să luăm aceste mâneci care mi-au rămas pe libere. Spate. Exact, libere. Și să le legăm aici, ca și cum ar fi o curea. Să-i facem și o fundiță. Ar fi bine ca cele două cămăși să fie cam de aceeași dimensiune, cam de aceeași textură. Asta, clar. Și cam de aceeași... Și acum trebuie să aducem să se potrivească nasurii, nu? Parte cât de în față se poate. Trebuia mai. Stai să vedem. Așa. Mi se pare că arată foarte bine. Da, exact. Și trebuie să aducem și gulerul cât de în față se poate sau putem să lăsăm așa pur și simplu pe umeri. Păi da, dar ce faci cu broșa? Exact. Cu broșa, în cazul în care aducem umerii mult, 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 mult mai pe față, iar cămașa nu are nasturi până sus, așa cum se întâmplă și în cazul meu, trebuie să prindem aici această broșă. Stai sau orice altceva. Adică... Sau orice altceva și prindem aici broșa. Ca să... E deja cam prea cu minte. E deja cam prea cu minte, așadar doar o să mimăm. Punem pur și simplu așa aici și cam acesta ar fi rezultatul final. Dacă această cămașă pe care o avem nu are nasturi. Dar eu zic că arată foarte bine și dacă nu are nasturi până sus. S-a format o rochiță, zic că arată foarte drăguț, este și în două culori. Și dacă ai două cămăși, poți să scriezi din două lucruri pe care le avea un al treilea look. Zic că este o combinație foarte rezonabilă. Și mi se pare fix la fel. Și dacă la început râdeam eu de Bianca și îi spuneam, iubita mea, dintr-o cămașă trebuie să faci cinci, acum râde ea de mine pentru că a avut mare dreptate.